Salut! Sunt Liviu de la I64. Să-ți prezint unul din obiectivele Nikon, Nikkor 28mm f1.8. Obiectivul este construit pentru aparatele full frame, dar poate fi folosit cu succes și pe aparatele cu senzor DX, unde oferă distanță focală echivalentă de 40mm. Aparținând serii de obiective cu motor încorporat AFS, este compatibil chiar și cu aparatele din gama entry level. Corpul este din plastic, de foarte bună calitate, montura fiind metalică și prezintă garnituri contra prafului și a umezelii. Obiectivul întărește doar 330 de grame, reprezentând astfel o soluție excelentă pentru călătorie sau orice situație în care e nevoie de o greutate cât mai redusă. Formula optică este alcătuită din 11 elemente organizate în 9 grupuri, având în componență și două lentile asferice. De asemenea, pentru a elimina aberațiile cromatice și reflexiile nedorite sau parazite, obiectivul prezintă și tratament nanocristal. Cu o deschidere maximă de 1.8, obiectivul reprezintă o soluție excelentă pentru fotografia în lumina scăzută sau pentru cazurile în care se dorește separarea subiectului de fundal. Deși nu este un obiectiv dedicat de portret, fiind o focală largă, datorită diafragmei foarte deschise, compusă din 7 lamele rotunjite, el produce un bokeh fin, foarte plăcut ochiului. Distanța minimă de focus este una relativ redusă, de doar 25 cm, permițând astfel obținerea unor compoziții sau perspective interesante. Dintre accesoriile recomandate, amintim filtrele de protecție contra zgrieturilor și a prafului sau filtre de polarizare, folosite mai ales în cazul peisajelor, Nikon 28mm cu 1.8, având filet de 67mm. La fel de importante sunt și accesoriile pentru curățarea și întreținerea obiectivului, printre cele mai utilizate fiind pompa de aer sau microfibra. Nikon 28mm cu f1.8 reprezintă o soluție excelentă pentru fotografii care își doresc un obiectiv de calitate într-un corp de dimensiuni și greutate redusă, putând fi folosit cu succes în fotografia de peisaj, reportaj și chiar portret, rezultatele obținute fiind la cel mai înalt nivel.